Misiunea din această duminică este: ce nebunii au mai făcut bunicii noștri? M-am considerat mereu un copil norocos, deoarece pot spune că am copilărit cu două mame, cu mama și cu bunica. Eram mereu răsfățată și mi se făceau mai toate poftele, așa că nu am avut niciodată motive să mă plâng. Ba chiar mă simțeam extraordinar. Când ești mic, nu știi mereu să apreciezi ce ai la adevărata valoare. Nu știi să apreciezi ceea ce fac cei din jur pentru tine și de multe ori uiți și să le mulțumești. Iar atunci când crești, începi să uiți. Mă bucur că eu m-am trezit repede din acea perioadă în care ți se pare că n-ai nevoie de cei din jur, că te poți descurca la fel de bine și singură. Adolescența, bat-o vina! Viața este mult mai distractivă alături de bunici. Ai voie și la joacă, ai voie și ciocolată și înghețată. Bunicii te lasă să faci tot ce nu-ți dau voie părinții. Ei sunt mult mai amuzați decât părinții și mai știu și o grămadă de povești. Știu să cânte, știu o grămadă de poezii. Haideți să vedem materialul următor. Aveți pe cineva la țară? Nu mai am. Eu sunt născut la țară, în județul Sibiu, dar s-au prăbădit părinții. Îmi pare rău. Și cum îl cheamă pe nepoțel? Pe nepoțelul acesta îl cheamă Mihnea, are doi frăți, un frate și o soră, pe fratele lui îl cheamă Petru și pe sora lui îl cheamă Ilinca. La mulți ani de Sfântul Petru. Mulțumesc. Cu cine am stat de vorbă? Cu Nicolae Moise. Câți ani aveți? 72. Mulți înainte. Bună ziua. Bună ziua. Cum îl cheamă pe nepoțel? Ștefanuț. Ștefan. Îi cântați? Normal. Ne cântați și nouă? Păi, vouă, ce să vă cânt lui? Cânt ca la copii mici. Hai să vă auzim. Da, nu. Nu fac probă. A, vă rugăm. Păi... o strofă. Nu știu, eu îi zic lui ca la copii mici. Ce să vă zic vouă? Nu. Aveți voce? Nu aș zice, așa. Nu contează, tot vrem să mă auzim un pic. Nu, îmi pare rău. Am emoții și nu... cu toate că voi sunteți mai tineri, eu sunt mai în vârstă. O poezie, știi? Așa, tot așa de copii. Că, na, e copil mic. Ne spuneți și nouă o strofă? Că am nevoie de ei, de sfaturile lor, de iubirea lor necondiționată. Am încercat să fiu cât mai mult lângă ei, să le aduc zâmbetul pe buze, să-i fac mândri de mine și să mă întorc acasă repede. Am încercat să le arăt cât le sunt de recunoscătoare pentru tot ce au făcut pentru mine și pentru tot ce fac în continuare. Am încercat să le mulțumesc așa cum am putut. Bună ziua! Bună ziua! Știți vreo poezie? Acum mi-aduc de Luceafăr, de Eminescu. Ne puteți recita, vă rog frumos, o strofă? Cobor din cer Luceafăr blând, alunecând pe rază, pătrund, nu mai știu. Știți și o melodie, un cântec? Pentru copii? Da. O lume minunată, nu? În care vom trăi pentru copii. Nu prea mai merge, nu merge, n-am voce. Mulțumim! Cu cine a stat de vorbă? Ion Toader. Și câți ani aveți? 64. Mulți înainte, mulțumesc! Mulțumim. Bună ziua! Bună ziua! Îi cântați nepoțelului dumneavoastră? Da, cântam când era aici, acum nu mai e aici. Ne puteți spune și nouă? Ce cântam? Nani, nani, puiule, mami, cântecele astea de... te-a dormit copii. Dar ne puteți cânta și nouă? A, nu. O poezie? Mi-e jenă, nu pot. De ce? Nu. Am învățat rugăciuni la copil. Unde
rugați-ne și nouă. Rugăciuni? Păi chiar mă la biserică acum. Și câți ani are nepoțelul? 11 ani face în septembrie. A, mulți înainte. După atâtea grozăvii care mai sunt și înaintea celor ce vor fi, noi cei simpli și cei buni de pe pământ vrem o altă ordine de zi. Eu cânt, dumneavoastră ați cântat la vârsta mea? Nu, că nu am talent. A, păcat. Voce nu am. Dar... Eu am talent la matematică. A, profesoară de matematică? Nu, inginer. A, bravo. A, dumneavoastră aveți animal de casă, de companie? Nu. Nu dar... le suport în casă. Am gospodărie la țară și am câini acolo la țară. Frumoși, trăiesc în curte. Nu suport în casă și mai ales în București. Îmi sunt urâți și mi-e și silă de ei când văd lumea cu animale de casă. Și la țară? Miros în casă, scot miros urât, multe chestii. Și la țară, la dumneavoastră, ce animale aveți? La țară, la mine, n-am decât păsări și un câine. Pentru și... că nu stau decât vara acolo. Și v-ați mai dori animale? A, mi-aș dori, dar nu mai pot eu să le întrețin. Mi-aș dori o vacă cu vițel, mi-aș dori o pereche de cai și o trăsură. Mi-aș dori multe. La țară știi cum se spune acum? Când copiii văd o vacă, zice, uite mamă, o vacă. Înainte, când eram eu mică, ziceam, uite mama, a trecut o mașină. Acum trec numai mașini prin sat și vaci nu mai sunt. Nu mai sunt nici vaci, nici boi, nici cai. Foarte rar. Foarte. Înainte erau trăsuri, ca pe vremea regelui. Trăsuri cu cai și arete se mai numeau atunci. Frumos. Cu cine am stat de vorbă? Mă numesc Anca. Câți ani aveți? 77. Wow, mulți înainte! Mulțumesc asemenea și să fii sănătoasă, să ai succese școlare. Mulțumesc! Nu succesuri ca Eba. Știi cine e Eba? Mulțumesc, la revedere! La revedere, cu plăcere! E trist sentimentul că n-ai...